Dragi frați și surori, vă invit să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine în Cartea Psalmilor și vom citi Psalmul 23. Cartea Psalmilor, Psalmul 23. O cântare a lui David. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Dragi frați și surori, iubite biserică în Domnul Iisus Hristos, pot să spun că mă bucur să fiu și să fim cu dumneavoastră ca familie în această duminică la părtășie, la închinare în casa Domnului, ba mai mult să ne bucurăm împreună ca frați și surori de faptul că prin jertfa Domnului Iisus Hristos am primit harul mântuirii, dreptul de a fi copii al lui Dumnezeu și, de ce nu din nou, am fost înfrățiți în sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului pentru mântuirea pe care ne-a dat-o în har fiecare dintre noi, a Lui să fie slava în veci de veci, prin viața mea și a dumneavoastră. Amin. Amin. Mulțumesc fratelui păstor Ionuț pentru invitație. Ne-am întâlnit în urmă cu mai mulți ani de zile. Prima dată ne-am întâlnit undeva la etajul 4, în corpul A, la institut. Ulterior am făcut naveta împreună, am fost colegi de ani la Arad și ulterior am păstrat, zic eu, o bună relație de frățietate, de amiciție. De aceea, da, mă bucur să fiu și în această dimineață împreună cu dumnealui, cu fratele Marius. Și cu fratele Marius ne-am întâlnit ceva mai înainte de data aceasta. Dar totodată mărturisesc că nu-mi este nici ușor, nici lejer să stau să predic cuvântul Domnului înaintea dumneavoastră și, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu și apoi de față cu fratele dumneavoastră, păstor Ionuț. Pentru că sunt mai multe realități pe care le-am experimentat în perioada aceea de aprofundare masterul pe care am avut privilegiul împreună, așa cum am spus, să-l urmăm. Însă îmi doresc ca și în această dimineață, nu eu, ci cuvântul Domnului să fie acela care să vorbească fiecare dintre noi. Însă, permiteți-mi doar ca înainte de a ne apropia de textul cuvântului lui Dumnezeu, să aduc și salutul bisericii pe care, prin harul lui Dumnezeu, o slujesc, păstoresc în această biserică, Bicazul Ardelean, și da, mai avem prin harul lui Dumnezeu și doar bunătatea Lui a fost la lucru în viața noastră ca biserică, mai avem o filială, un punct misionar peste munți, e în județul Harghita, e în comuna Tulgheș. Aceste două biserici, salutăm pe frați cu următoarele două versete din a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetul 2 și versetul 3. Și cuvântul Domnului spune astfel: Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Textul pe care l-am citit în această dimineață este un text extrem de cunoscut. De aceea, da, și datorită acestei realități, acestui fapt, că fiecare dintre noi îl cunoaștem, textul mi este oarecum mai greu, mai și este mai provocant, mai presant să vorbesc din el. Un alt aspect, în aparență, textul acesta, Psalmul 23, nu se potrivește sau nu este un text care vorbește explicit, punctual,
despre părtășia de la masa Domnului. Însă, da, textul acesta vorbește, ne arată, prezintă experiența unui om pe care îl cunoaștem din Scriptură, altfel n-am fi avut cum să-l cunoaștem, ne prezintă textul așadar experiența lui David cu Dumnezeu. Și atunci când te uiți pe psalmul acesta în mod deosebit, n-ai cum să nu realizezi faptul că David vorbește în psalmul acesta despre relația lui cu Dumnezeu, despre interacțiunea lui Dumnezeu cu David, despre prezența constantă a lui Dumnezeu în viața lui David, din perspectiva aceasta a unei autorități permanente, a unei părtășii, a unei relații constante cu Dumnezeul său. Ba mai mult, el face această precizare, prezentare, descrie realitatea aceasta a prezenței lui Dumnezeu în viața sa, din perspectiva aceasta evidentă din text, a relației dintre o oaie și păstorul său. E adevărat că în contextul nostru postmodern, a vorbi despre așa ceva este irelevant cultural. În perioada în care eram la institut, la școală, la un curs de teologie sistematică prezentat de către fratele Oti Bunaciu, ne-a povestit dumnealui despre studiile pe care le făcuse mai înainte, el în vest, în afară, și am ajuns la psalmul 23 și spunea dumnealui că da, și la vremea aceea era destul de greu să-l prezinți psalmul acesta, să vorbești în mod deosebit, spunea dumnealui, tinerii generații, copiilor, despre Dumnezeu și relația cu Dumnezeu în termenii aceștia, pentru că, cel puțin în vest, spunea fratele, este irelevant cultural psalmul acesta. Spunea el, spre exemplificare, un coleg de al dumnealui a prezentat situația aceasta și el era în Olanda, păstorul, colegul fratelui Oti Bunaciu, și a spus, ca să fac pe înțeles textul acesta, am încercat să vorbesc copiilor la biserică. Și un copil mi-a spus, auzi frate, cam cum să înțeleg psalmul acesta, relația aceasta, pentru că nu-mi spune nimic. E oarecum similară cu imaginea, realitatea unui parcagiu, care are grijă de mașinile din parcare, și discuția a mers mai departe. Ce vreau să subliniez este faptul că, da, din păcate, și în țara noastră, în vremea noastră, a devenit aproape lipsit de semnificație psalmul. Deși el, psalmul, ne vorbește despre această realitate extrem de benefică, extrem de binefăcătoare pentru noi ca biserică. Venind spre dumneavoastră, la intrare în Suceava, am remarcat ceea ce s-a pus pe frontispiciul semnului sau porții, da, semnului care marchează intrarea în ținutul acesta al Bucovinei. Că e un ținut deosebit, este evident. Că sunt oameni deosebiți, nu mă îndoiesc, știu de lucrul acesta din experiență. Dar emblematic este pentru zona aceasta, potrivit a ceea ce am citit acolo, e faptul că în zona aceasta sunt foarte multe mănăstiri, e un ținut al mănăstirilor, e un ținut încărcat de istorie, e un ținut încărcat, se presupune, se asumă, de spiritualitate. Din păcate, doar presupun, n-am avut această experiență, n-am testat, e doar o presupoziție a mea. Însă, din anumite considerente pe care nu vreau să le mai enunț, cred că chiar și aici, în această zonă, da, încărcată de istorie, de religiozitate, de mănăstiri. Această zonă în care oameni din toată țara, din toată lumea, vin pentru aceste obiective religioase. Da. A vorbi despre Domnul în termenii aceștia, a spune Domnul este păstorul meu și trăiesc. Așa ceva e mai puțin important. Vă spun de ce am rămas după ce am aflat la textul acesta, după ce am aflat și de faptul că biserica astăzi va sta la masa Domnului. În Ioan, capitolul 10, avem consemnată învățătura Domnului Iisus Hristos. În această învățătură, Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine ca fiind ușa oilor, ca fiind păstorul cel bun. Când
Te uiți în textul acesta din Ioan, capitolul 10, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre sine ca fiind păstorul cel bun, face o precizare uluitoare. Faptul că oile lui, oile păstorului cel bun, au o anumită caracteristică. Ascultă glasul lui. Oile ascultă glasul lui. Îi respectă autoritatea lui, îl urmează. Și mai precizează Domnul Iisus Hristos încă o realitate. Nu merg nici de cum după un străin, pentru că nu îi cunosc glasul. Din puțina experiență pe care o am în slujire, constat că în vremea noastră trăim un paradox. Noi ca evanghelici, noi ca baptiști de multe ori. Este o onoare extraordinar de mare, un har pe care nu reușim, oricât am pune la contribuție mintea noastră, oricât ne-am căznit, după cum se exprimă Creangă, să înțelegem profunzimea harului. Harul de a fi copii al lui Dumnezeu. Harul de a fi oameni cărora Dumnezeu să le fi vorbit prin Fiul. Harul de a fi oameni pentru care Hristos Iisus și-a dat viața și totuși presiunea, tentațiile, ofertele sunt așa de mari. Din partea societății, evident, din partea contemporanității, a mediului în care Dumnezeu îngăduie să trăim, încât se întâmplă câteodată să încercăm să împăcăm. Și statutul pe care îl avem și să nu pierdem, citez doar, din oportunitatea aceasta a relevanței culturale. Da? A vorbi pe limba orașului, a fi ca ceilalți, a nu fi oameni care neapărat trăim doar sub autoritatea lui Hristos. Textul ne prezintă, așa cum spuneam, această experiență de viață a omului acestuia. Prezentarea aceasta pe care o avem în textul acesta este făcută sub aspectul a două realități sau repere pe care David le-a avut în viața lui, le-a experimentat, le-a trăit și sunt puse în textul acesta tocmai pentru ca, citind textul, nu doar să-l știu pe din afară, ci să mă uit și astăzi și, de ce nu, de fiecare dată la ele, la aceste realități sau repere, evaluând, fiind atent, corectând, dacă este cazul, relația mea cu Domnul, să fiu atent să văd, da, sunt eu într-adevăr, și citesc din Scriptură, mă folosesc de terminologia biblică, acea oaie care nu merge nici de cum după un străin, ascultă doar de glasul păstorului ei, îl urmează ea, oaia, eu, dumneavoastră, fratele, sora, tânărul, bătrânul, îl urmăm doar și numai pe Domnul Iisus Hristos, trăim sub această autoritate absolută a Lui. De altfel, aceasta mi este dorința, urarea, încurajarea pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru acesta. Nu că n-ați fi fost astfel de oameni. Nu, nu. Nu că ar fi pentru prima dată când auziți o astfel de urare. Nu, nu. Ci tocmai pentru că ați fost astfel de oameni care v-ați temut de Domnul, respectându-i autoritatea. Care ați căutat mereu și mereu să urmați glasul Lui. Tocmai de aceea fac apel în această dimineață din nou la acest cuvânt extrem de simplu, de motivant și de folositor pentru viața noastră. Uitați-vă care sunt cele două realități sau repede pe care le-am spus. David vorbește despre această autoritate absolută a lui Dumnezeu în viața noastră. Din perspectiva acestor două realități, ele sunt întrepătrunse între ele, nu pot să le separ, să spui doar un verset vorbește despre una, celălalt verset despre cealaltă, sau nu, ci ele sunt prezentate împreună. Dau legitimitate una alteia și ele sunt următoarele. Prima dintre ele este această comuniune esențială cu Dumnezeu. Da? Nu există a trăi sub autoritatea lui Dumnezeu.
A asculta de glasul păstorului fără să ai părtășie, comuniune cu El. Comuniunea cu Dumnezeu, cu Hristos Iisus, este esențială. De altfel, da, măcar o dată pe lună, măcar o dată pe lună, prin așa ceva sacramental, așa, ne amintim de acest har al comuniunii cu Hristos, cu Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru. Comuniunea aceasta este extrem de importantă și este esențială. Și David va vorbi despre ea și textul vorbește despre ea pentru că rămâne un reper. Trebuie să ne uităm mereu și mereu la această comuniune esențială pentru viața noastră cu Dumnezeul nostru. Apoi, în parcursul, în contextul, în conținutul psalmului, David va vorbi despre niște convingeri ale sale. Dar când te uiți pe psalm, David vorbește despre aceste convingeri ca fiind niște convingeri pe care el le-a experimentat. Ele, aceste convingeri, nu sunt un set de valori, de informații, de idei, de concepte, dacă vreți, pe care cineva a venit și le-a pur și simplu implantat. Poate că e mai ușor de exprimat, să mă exprim în termenii aceștia mai tehnici. I-a descărcat cineva în memorie un fișier și el le are acolo. Nu, nu. Când te uiți în text, da, sunt aceste convingeri experimentate de David și David le prezintă, le explică din nou, din perspectiva acestei comuniuni esențiale cu Dumnezeu. Da. Uitați-vă pe text, așa, într-o primă scanare a textului. Va vorbi despre faptul că el nu se teme, că Domnul este cu el, că Domnul îl duce, că Domnul îl conduce, că Domnul se îngrijește de el și apoi, la un moment dat, va vorbi direct lui Dumnezeu. Da? Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn. Da! Aceste convingeri sunt convingeri pe care David le-a dobândit prin experiența sa cu Dumnezeu. Aș mai face o observație și apoi să punctez doar câteva detalii. Nu știu, pentru că textul și contextul nu mă ajută să identific cu precizie vârsta, perioada de timp în care David a trăit când a scris psalmul acesta. Nu știu. Dar presupun eu că a fost undeva în adolescență, înainte oricum de a avea de-a face cu viața publică, de a fi adus la palat să cânte pentru Saul, de apoi să fie general împăratului și ulterior împăratul lui Israel. Așa văd eu lucrurile pentru că textul, și vă spun de ce, în text nu vezi problemele cu care se va confrunta el mai departe. Dacă în alt psalm vorbește David despre vrășmași, despre lupte, despre... Nu, 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 nu. Aici David vorbește din perspectiva unui om simplu. A unui om care, așa cum am spus, cred că era la oi și totuși avea grijă, se gândea, își evalua mereu relația lui cu Dumnezeu. Așa cum am spus, sunt aceste două repere, această comuniune esențială cu Dumnezeu și aceste convingeri experimentate pentru viața de umblare cu Dumnezeu. Când te uiți la această comuniune, părtășie, relație permanentă cu Dumnezeu, David o prezintă din perspectiva a doi factori. Din nou, a două realități pe care le-a experimentat și cu care experimentăm, le experimentăm și noi, ne confruntăm în fiecare zi. David vorbește despre sufletul lui, despre mintea lui, despre duhul lui, vorbind despre faptul că el este cel care stă sub autoritatea lui Dumnezeu, spune David, Domnul este păstorul meu, este Domnul, stăpânul vieții mele. Dacă e așa, cum am spus, că a trăit, că psalmul a fost scris de David mai la începutul vieții sale, contextul istoric al vieții lui David este unul aproape, da, cronologic vorbind, de perioada judecătorilor. În Israel. În perioada judecătorilor, Biblia spune că fiecare făcea ce plăcea. Găsim
atâta instabilitate în Biblie consemnată în perioada aceasta a judecătorilor, atâta imoralitate, atâția Dumnezei străini, atâta infidelitate față de Dumnezeu. Și, da, Dumnezeu l-a ales, adus, instalat, că altfel nu se poate explica, pe Saul. Saul a fost mandatat de Dumnezeu să fie împăratul lui Israel, omul prin care Dumnezeu să se facă de cunoscut națiunii, îl reprezenta prin statutul pe care îl avea Saul pe Dumnezeu. Și totuși, la o radiografie a vieții și slujirii lui Saul, Saul dovedește necredincioșie. Interesantă-i pentru mine predilecția aceasta sau ultima soluție pentru Saul. Când Dumnezeu nu-i mai răspunde, zice, oh, stai că mai e ceva. Da? Se duce și caută o vrăjitoare. Ei, contextul acesta, de contextul acesta vreau să mă folosesc pentru a accentua și a scoate în evidență ce l-a caracterizat pe omul acesta, pe David. Într-o astfel de perioadă, un tânăr, un copil cu chip frumos, cu păr bălai, spune mereu și mereu, a spus mereu și mereu în Israel, Domnul este păstorul meu. Fascinantă realitate. Fraților, stăm împreună, așa cum am spus, așa cum vedem, la masa Domnului, ne aducem aminte că El, păstorul cel bun, a murit pentru mine, pentru dumneavoastră și a dat viața ca noi să avem această comuniune permanentă, e esențială comuniunea aceasta. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori, să nu uităm, să ne bucurăm mereu și mereu de această comuniune și, da, e și un moment de evaluare al acestei realități din viața fiecare dintre noi, această comuniune esențială pentru noi. Mai este o altă realitate, o altă fațetă acestei comuniuni. Și ea, oarecum, în primă instanță sau în aparență, capătă ca și volum de informație prezentat în text, mult mai mult spațiu alocat în textul acesta decât prima. David vorbește și despre partea aceasta a subzistenței, a vieții de zi cu zi. Și de aici încolo, David, așa cum am spus, vorbește despre aceste convingeri prin experiență. A știut David și nu doar că a știut, a împărtășit cu mine, cu dumneavoastră, prin textul citit, experiența lui de viață cu Dumnezeu. Pentru că, da, comuniunea aceasta cu Dumnezeu nu este și nu trebuie să rămână doar la nivelul acesta spiritual, duhovnicesc, intelectual. Nu. El, acest aspect, această realitate, permează, pătrunde, schimbă, rearanjează viața noastră, convingerile noastre se văd din nou în ceea ce suntem, în ceea ce facem fiecare dintre noi. Uitați care sunt aceste convingeri, vreau doar să le punctez. El vorbește, David, despre această prezență a lui Dumnezeu îndestulătoare pentru el. Și sunt versetele acestea. El mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Dumnezeu, spune David, e acela care se îngrijește de mine. Dacă sunt în prezența lui Dumnezeu, dacă sunt în comuniune cu Dumnezeu, e suficient pentru simplu fapt că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Prin harul lui Dumnezeu am ajuns să calc câteva locuri din Israel. Am înțeles oarecum la fața locului și m-a ajutat să înțeleg foarte bine unde pasaje din Sfânta Scriptură și am înțeles de ce și David vorbește despre un păstor și despre slujba păstorului de a căuta și în vremea aceea, și asta se întâmplă, beduinii fac același lucru, aceste pășuni verzi și ape liniștitoare. Păstorul avea și are și acum în Israel slujba aceasta. Nu oile se duc să-și caute și când găsesc ceva, își informează păstorul. Nu, nu. Păstorul se duce și se duce și astăzi. În realitate. Să caute. Să se îngrijească. Să ofere turmei sale această îndestulare. Fraților, trăim într-o vreme în care mulțumim lui Dumnezeu. Nu mai suntem la un nivel de subzistență.
vreau să jignesc, dar Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, dacă aveți dar, vă este cum? Este evident că nu suntem la acest nivel. E adevărat. Mai dureros pentru mine este faptul că, și vorbesc în dreptul meu, în loc să fiu mulțumitor lui Dumnezeu, sunt așa de nemulțumit când mă uit la alții. Da. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Și totodată, în același timp, emit pretenția, mă rog, vorbesc despre comunia mea cu Dumnezeu. Părtășia mea cu Dumnezeu. Convingerile mele trebuie să fie, în schimb, mereu și mereu colectate după cuvântul lui Dumnezeu. Vă împărtășesc o durere a mea. Înainte de sărbători m-am întâlnit cu o rudă și l-am salutat. Când l-am văzut, m-am bucurat, pentru că de ceva timp, câțiva ani, încerc așa să mă apropii de el și să îi vorbesc de Domnul Iisus Hristos. E un om în aparență deschis pentru cuvânt. Copilăria lui și-a petrecut-o undeva foarte aproape de clădirea bisericii din Bicazul Ardelean. S-a căsătorit în Bicastiei cu o rudă de-a noastră. Și l-am văzut și anul acesta, am dus la el să-l salut, era cu spatele, când s-a întors, am văzut că e lovit la mână, l-am întrebat ce s-a întâmplat, ce-i cu tine, mi-a povestit că a ajuns să lucreze în Norvegia, că a avut un accident de muncă și l-am întrebat, măi, cum e acolo? Mi-a povestit, zice, măi, oamenii aceștia sunt extrem de pesimiști. Predispuși, spunea el, la alcool. Beau. De aceea guvernul a stabilit niște legi drastice. Spunea el, barurile sunt deschise doar vineri seara până la 10. Și atât. Și l-am întrebat atunci, m-am uitat, mă, dar voi ca români, și el a înțeles ce îl întreb. O, ce, da, s-a speculat. S-a speculat. Și urmează partea care m-a îngrozit. O, zice, de curând, zice, niște tineri, doi băieți tineri, erau pocăiți și nu o să vă spun zona. Ce, i-au prins în graniță, cu un furgon plin. Și ce, s-a confiscat totul, nu i-a băgat în pușcărie, că au zis că nu, de ce se cheltuie cu ei bani. I-a dus poliția la avion, s-a uitat să se închidă ușa în spatele lor și pentru toată viața lor nu mai au ce căuta acolo. M-am gândit la ce s-a întâmplat, la numele pe care oamenii aceia care au făcut acele lucruri l-au purtat, au vorbit despre el, despre Domnul, despre comuniunea lor cu Domnul. Și spun acest lucru nu ca să spun că alții sunt mai răi decât mine. Nu, nu. Se întâmplă dacă nu ești, nu sunt atent la comuniune, la convingerile care le am, să fac și astfel de lucruri. Dumnezeu, așa cum am spus, să ne ajute să fim oameni care avem mereu și mereu grijă de aceste convingeri pe care le avem. Să știm și să credem și să mulțumim că dacă suntem în prezența lui Dumnezeu, dacă Hristos este păstorul nostru, tot ceea ce avem noi nevoie pentru viața noastră, subsistența noastră, El ne dă. De ce? Pentru că este păstorul nostru. Păstorul va avea și are întotdeauna grijă de oile sale. Mai mult, uitați-vă, o altă convingere experimentată de David este această părtășie pe care a avut-o și o are și o părtășie încurajatoare. El vorbește, David, despre valea umbrei morții, despre vrășmași, despre pericolele iminente care pot să apară în viața lui. Și David spune, nu mă tem. Nu mă tem. Căci tu ești cu mine. Poate cel mai ușor pentru mine în acest context și de această dată, pentru că și vreau să recuperez din timp, este să fac apel la situația în care David se prezintă înaintea lui Goliat.
Știm contextul, asum lucrul acesta. Știm prezentarea, ne-l putem imagina dacă vrem pe Goliat, un om impunător, un războinic cu experiență, cu faimă, care îngrozea până și împăratul Saul, că Saul îi spune: David, nu poți să te duci. Nu poți. Pentru că el este un om războinic. Un astfel de om îl provoacă pe împărat, pe Saul, pe israeliți și face această strigare, provocare, timp de vreo cât? 7? 7 zile, așa zice. Cu tot strigat, unul să vină. Și când începe această comunicare, această provocare, știm bine reacția. Tot Israelul ce făcea? Fugea și striga: bă, l-ai văzut? L-ai văzut? E fascinant că apare acest copil pe nume David. Nu pot și n-am cum să mi-l imaginez, să-l percep, trăirile, reacțiile lui, dar mi se pare că e un om complet nepotrivit în contextul acesta. Când toți fug de el, de Goliat, când tuturor războinicilor lui Israel este frică, David zice: mă duc eu. Mă duc eu. Și nu așa, Saul încearcă să-l ajute, îi oferă armamentul. Cine avea armament mai bun ca Saul în Israel? Saul. Nu, altcineva n-avea, că era împăratul. Interesant este faptul că David zice: împărate, nu-i de mine. Nu, nu. Se îmbracă în hainele lui de păstor, se duce și e fascinant, e captivant, este uluitor ce spune David înaintea lui Goliat. Tu vii împotriva mea cu scut, cu pavăză, cu suliță. Eu vin însă în numele lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel, pe care tu l-ai batjocorit. Și uitați-vă finalul. Și-l știm. Și David, de aceea cred eu că a avut parte de această experiență cu Domnul și a fost mereu convins, a experimentat această părtășie care l-a încurajat. Frica, teama, angoasa din viața noastră nu vine niciodată când relația cu Domnul este bună. Nu, nu, nu. Din păcate vă spun și eu, din experiență. Când păcătuiești, îți pierzi pacea, liniștea, ți-e frică. Ți-e frică de urmările faptelor tale, că evident tot ce fac, tot ce faceți are urmări, repercursiuni. De aceea David va vorbi și în prezintă și ne aduce aminte de această părtășie care încurajează și o convingere experimentată de el. Îmi doresc ca să fiți în continuare, frați și surori, tineri în vârstă, oriunde veți ajunge să călătoriți, să lucrați și în anul acesta. Oamenii care veți avea mereu și mereu această părtășie care să vă încurajeze, să vă dea această perspectivă fascinantă înaintea tuturor, să puteți să-L prezentați pe Domnul ca și păstor al dumneavoastră, să puteți să vă lăudați cu Dumnezeul nostru într-o lume debusolată. În această comuniune, să avem aceste convingeri, să putem să vorbim despre părtășia noastră cu Domnul. Mai mult, este un alt aspect, o ultimă precizare, o ultimă fațetă a acestei comuniuni, acestor convingeri experimentate. Ultimul verset e un verset care vorbește despre ceva care îl încântă, care îi aduce plăcere. Cuvântul și versetul și vorbele lui sunt și o grăitoare pentru mine în sensul acesta. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele. E un deziderat comun și vremii noastre. Orice om vrea să fie fericit, orice om vrea să aibă liniște, să aibă protecție, oricine dorește lucrul acesta. Și Cuvântul Domnului spune că da, e posibil. Dumnezeu oferă și așa ceva.
Numai că aceste două deziderate sunt legate în prezentare și nu doar că prezentarea le leagă împreună, ci realitatea, modul în care ele funcționează, eficiența lor pentru viața noastră, sunt legate împreună printr-o condiție. Relația mea cu Domnul. Da? Ea se vede, această relație, prin prezența, aportul meu, participarea mea, dacă vreți, și astăzi, la casa Domnului. Da? E această plăcere de a te închina înaintea Domnului. Cu frați și cu surori. Cu oameni care, da, la rândul lor, au aceeași poziție, același statut de oi în turba lui Hristos. E o plăcere de a te închina înaintea lui Dumnezeu. Un aspect extrem de important în psalmul acesta, deși nu e aici, la versetul acesta, e puțin mai în față. David spune despre faptul că în cadrul acestei relații, comuniuni, a căpătat aceste convingeri. Și una din convingeri este un detaliu. Că Domnul mă povățuiește și te povățuiește pe cărări drepte. Din pricina numelui Său. Pentru că, da, și astăzi, ca și atunci, numele Domnului să nu fie vorbit de rău din cauza mea sau a dumneavoastră. Și acest detaliu se aplică, putem să-l aducem, legăm, că oricum sunt prezentate împreună, și vis-a-vis de această plăcere a închinării. O închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. O închinare care să-i aducă cinste lui Dumnezeu. O închinare care, da, într-adevăr, să ateste mereu și mereu faptul că suntem oameni care, așa cum ne arată textul, ne învață, ne provoacă textul, oameni care trăim sub această autoritate a lui Dumnezeu. Oameni care suntem nimic altceva, nimeni altcineva, decât, cum spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 10, oile sale, care au această caracteristică, ascultă de glasul Lui. Nu merg nici de cum după un străin, pentru că nu-i cunosc glasul. Da, e o realitate, o chemare, un privilegiu. Și v-am spus, textul acesta este prezentat, ne este lăsat, tocmai pentru ca să putem să avem parte de această experiență în viața noastră, în fiecare zi. De aceea e fundamentală comuniunea cu Dumnezeu. E o comuniune esențială, fără așa ceva. Nu ești nici de cum parte din turba Domnului. Nu. Nu, nu. Convingerile rămân definitorii. O, într-o lume în care totul este gata, instant, chiar și convingerile le găsești prelucrate, gata. Ce trebuie să le faci? Să le descarci în mintea ta. Le iei, că-s gata. Aici, pe partea aceasta a convingerilor, e extrem de important să le ai ale tale, nu ale altora. Da? Ca ele, convingerile tale, nu cumva să fie ale tale. Da. Biblia te învață, ți arată, te direcționează spre Dumnezeu. De aceea e importantă prezența Lui, e importantă părtășia cu El, e importantă, e fundamentală, din nou, plăcerea pe care o ai, o păstrezi, o dezvolți, o arăți, atunci când te prezinți înaintea lui Dumnezeu, fie în locul acesta, fie acasă, fie în Duhul tău. Vă doresc, fraților, să fiți oameni care și în anul acesta rămâneți, veți fi, vă va caracteriza starea aceasta de har. Cu aceste cuvinte, oameni care ascultă de glasul Domnului, nu merg nici de cum
după un străin, pentru că nu-i cunosc glasul. Amin. Amin.